Aici avem o tufă de aronia, care este anul 2 de la plantare. Vedem că a avut o creștere de circa 1 metru înălțime, o creștere anuală, cu o dezvoltare bună, având în vedere că nici acesta nu a fost irigat. Fructele sunt coapte, așa că le vom culege și le vom păstra un pic la rece, dar la frigider, pentru a fi consumate. Este un arbust care se dezvoltă relativ ușor și este foarte valoros pentru aportul de substanțe nutritive pe care îl aduce în consumul uman. Este bine ca tufa să beneficieze pe fiecare an și de un aport de îngrășământ organic pentru o mai bună dezvoltare. Haideți să culegem fructișoarele de aronie. Prima recoltă de fructe. Fructele sunt niște bobițe negre. Acum fiind coapte, se culeg, se detașează foarte ușor de pe pețiolul lor. Este o producție mulțumitoare, având în vedere că este doar primul an de producție din anul 2 de vegetație, anul 2 de la plantare. Și am obținut din o tufă, o caserolă cu afine. O vom cântări să vedem ce greutate efectivă avem. Am cules și acum cântărim caserola. Avem 250 de grame de fructe de aronie. Gustul este dulce, puțin acrișor și un pic astringent. Oricum, sunt fructe foarte valoroase pentru sănătatea noastră.